Salutare, astăzi am să stropez roșiile pentru pătarea cafeniei la frunze. O să folosesc topsin și teldor. Deci o să pun un plic de topsin și jumate din tun de teldor la 10 litri de apă, să fie mai tare. Vedeți prospectul pentru ce este, se vede că scrie pe ele. O să pun o pauză și să ne apucăm de treabă. Cam așa arată roșiile Rila. Au început să se coacă. Deci o să stropesc și la tulpin aici pentru putregaiul cenușiu. Prin vârf, că normal prin vârf se pătează cel mai mult. Jos aici la bază am rupt frunzele pentru să aibă aer să nu se ofilească. Se vede că s-au menținut destul de bine. Aici în vârf am pus o duză de la pompă mai mică. Asta se poate regla, poți să dai și la distanță, poți să și pulverizezi fin. Deci am combinat topsin un plic și o jumate de tub de teldor. Deja aici, după plevă, că a început să semănească un pic. Au fost stropite și înainte, tot la fel, și cu piatră vânătă de două ori prima dată. Este bună și pentru moniloză la pomi, dar sunt buroase. Vedeți ce frumoasă, ce legătură frumoasă are. Este un soi foarte bun aceste roșii Rila. Este un soi bulgăresc. Acum le stropesc așa în mare, că le mai stropei o dată de dimineață, dar fă prea rău și acum mai dau o dată.
să vede ce legătură frumoasă au. Aici rândul ăsta să-l mai stropesc acum, că ăsta a rămas nestropit. Se vede că a fost stropită și cu piatra vânătă. Trebuie să dăm bine pe vârfuri ca ei să mănânce cel mai mult. Să și vede că deja au început să mănească un pic, să se ardă de la ploaia asta care a fost măruntă. Deci vă spuneam că este un soi foarte bun, acest soi de roșii Rila. Să vede ce frumoase sunt. Sunt pline încărcate de roșii. Oho. Să mai arătăm de aici un pic. Așa. S-a înfundat, trebuie curățată, dar o să dau așa să termin, că nu m-am mult. Deci cu această soluție este bine să dăm și pe sol pentru a combate pătrigaiul cenușii la tomate. Am să dau și puțin pe aceste fire de castraveți. Și aici pe vița asta întuită. Aici tot așa este o viță altoită în aprilie, pe 22 aprilie. La fel și asta tot pe 22 aprilie este.
deja au făcut 2 metri jumate. Este altoită în semicopulație perfecționată dublă. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați la canalul meu. Până la un alt videoclip, vă spun la revedere, sănătate și numai bine!